În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos, în vremea cât a trăit pe pământ, a făcut tot ce a stat în putință ca să salveze cât mai multe suflete omenești. A vindecat boli, a vindecat suferințe, a vindecat toate bolile care le-a întâlnit și multe feluri de boli, îndrăciți, ori, șchiopi, idropici, toate bolile, ca vindecându-le bolile, oamenii să simtă iubire și recunoștință față de Dumnezeu. A mers și mai mult decât orice, el a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât minunile acestea trupești, adică vindecările de boli trupești, el a căutat ca prin cuvântul său să lumineze sufletele. Prin cuvântul său să aducă lumină în suflet și sufletul să înțeleagă care e rostul lui pe pământ, care e rostul lui în această lume, în această viață, și astfel să-i deschidă oarecum porțile împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul a vorbit foarte pe înțeles, aparent foarte simplu, dar în același timp a vorbit și foarte profund. Adică cuvintele Domnului Hristos, deși par simple, sunt de o profunzime cum n-a mai fost în istorie. Și dacă observați, în câteva fraze, el spune o învățătură care se poate concentra în sute sau mii de cărți și care s-a concentrat de-a lungul istoriei în sute și mii de cărți. Numai această sinteză care a făcut-o Domnul Hristos, care este scrisă în Vechiul Testament, dar în două locuri diferite, tot de Dumnezeu, dar altfel și scrisă de Moise, dar în două locuri diferite, trebuie să citești tot Pentateuchul lui Moise ca să găsești acest lucru. Iubește pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și cu toată inima ta și cu toată puterea ta și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și în aceasta e cuprinsă toată Sfânta Scriptură, toată legea și toți prorocii. Ei, această concentrație numai Dumnezeu putea să o facă. Sau, vedeți, un lucru e simplu, spune, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Este un adevăr. În noi există o dorință de putere, o dorință de a stăpâni. A descris-o filozoful german, Nietzsche. El a descris-o într-un mod negativist. În orice om există această dorință de putere. Dar ea este pusă de la Dumnezeu în sens pozitivist. Nu este pusă în sens negativ, este pusă de Dumnezeu în sens pozitiv. Fiecare, pentru că noi suntem creați de Dumnezeu asemenea Lui și împreună cu El să fim stăpâni ai Pământului și ai Cerului, ai Universului. Și de aceea există această dorință. Dar zice, fericiți cei plâns că ce vor moșteni Pământul. Smeriți, umiliți cei care plâns și blânzi. Iată, ok, de-a moșteni Pământul acesta în vecii vecilor, pentru că când spune Pământul, înseamnă pământul transfigurat. Pământul acesta, când va veni Domnul a doua oară, se va transfigura. Va deveni aici centrul împărăției lui Dumnezeu. Și cu miliardele de sfinți care vor veni din cer, vor ocupa acest pământ și aici va împărăți Domnul Hristos. Ei, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământ. Iată, vedeți cât de concentrat învață Domnul Hristos și cât de profund și cât de folositor, un singur cuvânt. Domnul Hristos, pentru că majoritatea oamenilor care îl ascultau nu aveau o cultură teologică, nu aveau nici o învățătură filosofică, erau oameni simpli, le vorbea în pilde, în parabole. Parabola este o modalitate de a vorbi luată, sigur, din lumea reală, prin care se dezvăluie anumite lucruri. Și cine înțelege în parabolă, înțelege, pentru că înțelepciunea poate să o aibă și oamenii neînvățați. De aceea Domnul a vorbit în parabole. Știți că poporul nostru, care până la venirea comunismului era un popor analfabet, s-a încercat atunci ca să-i ducă pe oameni la școală oarecum și să-i școlarizeze, dar erau unul, doi cu facultate, într-un județ. Dar ceea ce înseamnă că oamenii nu erau neînțelepți, erau foarte înțelepți. Atâtea proverbe avem noi, proverbele și toate proverbele acestea populare sunt înțelepciune, ceea ce înseamnă și sunt oameni simpli, fără școală, cu multă înțelepciune. Și Domnul de aceea vorbea în parabole pentru că puteau să înțeleagă oamenii simpli și în același timp
puteau să le pătrundă, să se folosească, fără să țină minte un sistem de învățături, un cod de gândire, un cod de lege. Foarte simplu. Și între parabolele acestea care a spus Domnul Hristos, a spus mai multe parabole despre împărăția lui Dumnezeu și cea de duminică, vame și fariseu, a spus și această parabolă a fiului risipitor. Ei, această parabolă în care Domnul descrie un tată avea doi fii și și la un moment dat unul dintre ei, cel mai mic, a spus: tată, dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine de avere, și lasă-mă să mă duc în lumea largă. Și tatăl i-a dat averea lui. Nu i-a spus: păi, n-ai muncit tu pentru ea, e o avere care s-a adunat în sute de generații. I-a spus nimic, i-a spus: bine, du-te. S-a dus. Și spune că mergând în lume, să cunoască și el lumea, a început bani la pungă, tânăr, frumos, sănătos, să cheltuiască, sigur, în distracții. Și cât omul este plin de bani, tânăr, frumos, sănătos, are foarte mulți prieteni și prietene. Și așa a ajuns că și-a cheltuit toată averea, cum spune, în desfrânări, în destrăbălări. Și a ajuns după aceea sărac. A ajuns că n-a mai avut ce să mănânce și l-a angajat cineva la porci și porcar, dar nici ce mâncau porcii nu mai dădea de mâncare. Și a ajuns într-o stare degradantă. Ce poate fi mai degradant decât cineva să fie porcar? Ei, iată, sigur, lucrul acesta se înțelege spiritual. Fiul care pleacă reprezintă orice om păcătos care pleacă din starea de nepăcătuire în care l-a creat Dumnezeu, care o avem în biserică. Când suntem botezați, avem toate darurile Duhului Sfânt în noi. Tot ce a avut Domnul Hristos, darul lui divină umană. Și dacă am putea să nu păcătuim, să le păstrăm, să le mulțim, am trăit raiul pe pământ și am gustat împărăția lui Dumnezeu încă de pe pământ. Ei, risipind-o, ajungem că, zice că a sluji porcilor înseamnă a sluji patimilor. Ce-i patima? Un păcat făcut împruna, adică să fii dependent de el, făcut habitual. Dar ce zice? El hrănea porcii, dar el nu se mai hrănea. Omul când ajunge de face păcatul, de păcatul face pe el, dependent, el nu mai simte bucuria nici în păcat. La început simte o bucurie falsă. Și în beție, și în țigară, și în curvie, și în toate. Se simte. După aceea nu se mai simte. Și omul ajunge de nici roșcovele păcatului, care îl mănâncă porcul, nu-l mai poate gusta. Că Satan așa face, în așa fel, încât păcatul care la început era dulce, atrăgător, să nu îi se mai dea omului care l-a trăit până la maxim. Și de aceea, vedeți, sunt atâția oameni degradați, care el e dependent de alcool, dar el nu mai simte o bucurie că bea un pahar de alcool spre slava lui Dumnezeu. Nu mai poate. Sau, așa cum se spune în poporă, că ajunge omul de îl lasă păcatele pe el. El nu mai are putere să se bucure nici de un păcat. Vedeți? Și lucrul acesta se petrece cu mulți dintre noi. Zice apoi că la un moment dat și-a venit în sine. S-a întors înapoi. Este un lucru foarte important. Și tatăl l-a primit cu brațele deschise. Este un lucru foarte important, că iată, oricât de mult ai depărta de Dumnezeu, orice stare degradantă ai cădea, să nu crezi că ai căzut. Să știi că ai un tată bun, atot iubitor, atot puternic, care oricând te poate primi înapoi. Nu există cădere în lumea aceasta ca să nu fie ridicare. Nu există, zicea Părinte Asenie, Papa Cioc, că nici nu există căderi, ci numai ridicări. Domnul Hristos a căzut de 3 ori sub cruce, dar la fiecare cădere s-a ridicat din nou. Adică a primit și harul de a se ridica. Omul, oricât de adânc ar cădea, ar fi cel mai mare criminal, păcătos, degradat din lume. Din orice adânc se poate ridica și poate vine înapoi la Dumnezeu. Și când vine, Dumnezeu îl primește cu brațele deschise, tatăl spune că l-a așteptat, l-a primit cu bucurie, i-a dat inel în mână, haină nouă, încălțăminte în picioare, l-a îmbrăcat din nou în haină împărătească și a tăiat vițelul cel gras. Și a zis: hai cu toții să mâncăm, să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și înviat, era pierdut și s-a aflat, mort și înviat. Iată, deci, Dumnezeu face din întoarcerea fiecărui suflet un prilej de ospăț, un prilej de bucurie. Deci își dorește ca fiecare, oricât ar fi de degradat, să se întoarcă înapoi și să se bucure. Tot cerul zice, bucurie se face Îngerul lui Dumnezeu când un păcătos se întoarce la pocăință. Iată ce frumos!
Dar, iată, există și fiul din casă, care nu merge în lume, nu păcătuiește, stă muncește, cinstit, nu merge să-și petreacă averea cu desfrânatele și să se degradeze. Dar atunci când fiul cel mic se întoarce și tatăl îl primește și face ospăț, sigur, tăierea ospățului este de fapt biserica. Și tăierea vițelului îngreșat este jertfirea Domnului Iisus Hristos, care se jertfește pentru noi. Și pentru cel fiul care rămâne în casă și pentru cel care pleacă. Pentru păcător se jertfește și tot să participe la ospăț, să mănânce din vițelul cel gras, care este trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Tot. Dar iată că fiul din casă, există acest lucru care îi poate pândi, vedeți, dacă ești corect, cinstit, muncești cinstit, dar nu trăiești cu harul lui Dumnezeu, nu ți s-a aprins în suflet harul lui Dumnezeu ca să cunoști iubirea. Cine nu cunoaște iubirea, nu cunoaște nici harul lui Dumnezeu niciodată. Iubirea e paradoxală, nu e logică, nu e rațională, nu e normală. Și iubirea e cu totul altfel, e cu totul altceva. Adică e în stare să facă tot ce nu se poate face. Și atunci omul care trăiește normal îi se pare logic. Eu am muncit, cinstit, nu mi-a dat niciodată un el ca să mă veselesc cu prietenii. Dar desfrânatul ăsta care i-a cheltuit jumătate averea, toată averea care i-a dat-o cu desfrânatul, îl privește cum ar fi face o spăț, ca și cum ar fi făcut lucruri bune. Și logic, după logica lui, după logica omenească zută, el avea dreptate. Și tatăl îl iubește și pe el și zice, hai tu, ule, și tu. Și tu, care stai cu minte, și tu ai nevoie de harul lui Dumnezeu. Și tu ai nevoie de împărtășania. Tu ai nevoie de trupul și sângele Domnului. Adică legea, că ai fost tu corect, cinstit, n-ai păcătuit, nu ți-a ajuns. Că poți să nu intri la ospăț. Iată, el zice că stătea afară și nu intra la ospăț. Poți să fii în afară ospățului făcând fapte bune. Dacă tu te ții corect, cinstit, n-ai dragoste aceasta. Ori dragostea e paradoxală, să știți. Dragostea, spuneam la cineva acum înainte de masă, un tânăr, că noi nu trebuie, nici nu putem să explicăm, dar nici nu trebuie să explicăm dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu o putem numai în felul acesta, prin analogie, înțelege. Cum aerul e revărsat pe tot pământul, nu face discriminare Dumnezeu. Toți respirăm același aer. Sfinți și păcătoși, împărași și demnitari, muncitori și proletari, toți respirăm același aer. Toți primim aceeași lumină de la Dumnezeu. Dă soare peste bun, peste răi. Poți să jumătate pământul sau Deva să înjure pe Dumnezeu, jumătate să laude. Dar la fel va da lumină. La fel dă căldura. Deci tot ce dă Dumnezeu. Ori în felul acesta e dragostea. Dragostea se revarsă cu constanță fără ca să își dorească să primească ceva în schimb. Asta e dragostea, de fapt. Și atunci, când iubește, îl primește nu după niște legi, nu după niște criterii de dreptate, de legislație, ci îl primește pur și simplu prin iubire. Și dacă el, oricât s-a depărtat și orice a făcut, dar vine înapoi cu iubire, trebuie primit. Ei, acum, sigur că acest tablou care e pictat de Fiul lui Dumnezeu, spune că este cea mai frumoasă dramă care s-a scris deodată. Spunea în altul Bartolomeu, care era scriitor, și care sigur că cunoștea și lumea literară, zicea că dacă toată Scriptura s-ar pierde și ar rămâne doar cu la Fiul lui Scriitor, omenirea s-ar putea mântui. Spune asta toți teologii. Dar mai mult, zice, niciun scriitor din lume, încă nicio reușită a literaturii naționale sau universale, n-a reușit să scrie așa ceva, ceea ce s-a scris în Fiul lui Scriitor. Acest tablou cu trei personaje. Iar cum sunt trei personaje, fiecare, spuneți-mi în care ați vrea să vă regăsiți. În fiul tânăr care pleacă de acasă, își face de cap și vine înapoi și când vine cu tot sufletul, e primit cu tot sufletul și devine fiul lui Dumnezeu. Majoritatea cam așa suntem. Așa suntem. Toți plecăm și fiul cu minte din casă care stă, rămâne, dar nu gustă dragostea și nu are capacitatea de a înțelege pe cel căzut. Și rămâne atu, rămâne strict, rămâne legalist și nu se poate bucura de bucuria celuilalt. Ambele categorii sunt categorii în care ne regăsim. Tot. Uneori suntem noi cei din biserică, dacă vine unul și mare păcătos și imediat îl primim aici în biserică, să împărtășește. De multe ori cei care vin de zeci de ani, dar care nu vin normal, firesc, nu s-au prins de foc, de dragoste.
Și poți să-l privească și să uite asta, acum era cel mai mare păcătos sau păcătoasă și uite că acum vine, stă 3 ore să roagă și udă pământul cu lacrimi. Că așa este, cine merge într-o direcție puternic, merge și în cealaltă, tot atât de puternic. Și poți să te găsești și în categoria aceasta, care e mult mai periculoasă, mult mai subtilă. Ei, dragii mei, să știți, categoria în care trebuie să ne regăsim cu tot este categoria Tatălui. De mulți ani deja, mă gândesc, toți suntem fii al lui Dumnezeu, sigur, Tatăl Ceresc în unul. Dar noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Tatălui, al lui Dumnezeu și a Fiului și a Duhului Sfânt. Și noi suntem, deci, făcuți să ne asemănăm cu Tatăl. Ei, Tatăl este cel desăvârșit. Adică suntem făcuți să fim statornici în bine, să facem binele, să iubim și pe buni, și pe răi, să-L iubim pe cel din casă și să-L încălzim la suflet, să nu fie rece, aspru, închis, pentru că El și-a făcut dreptatea. Dar cu minte, să fie și El și până la urmă, cred că Tatăl l-a convins cu iubirea Lui, i-a muiat inima. Și în același timp avem deschidere pentru toți căzuții și decăzuții și avem deschidere oricând s-ar întoarce. Îi primim cu această dragoste. E un lucru interesant. Tatăl, vedeți, îl iubește pe Fiul. Se spune că de multe ori mergea în poartă și ieșea. Există un film, dacă vreți să vă uitați pe internet, există Fiul și tot făcut de Biserica Greacă, foarte bine făcut, teologic. Și Tatăl, care e un bătrân venerabil, așa cum erau ștericii în Orient, iese și privește cu mâna streașenă și doar că l-o vedea în zare. Poate s-o întoarce. Tot timpul știți că acasă, mai ales la țară, știți, care a trăit, când fetele, când sunt îndrăgostite, sau oricine, sau mama, când e băiatul, cred că la armată, numai puțin dacă lasă câinele sau lasă câinele vecinului, vine iese, bine, că el, cel iubit, bine, că numai el trebuie să vină, el e așteptat. Ei, cam starea asta o trăia tatăl. Tot timpul ieșea și aștepta, o să vină. Și a și venit până la urmă, dorul și rugăciunea lui, l-a readus înapoi. Dar iată că Tatăl nu pleacă de acasă. Ăsta e modelul creștinismului adevărat. El statornic, nu se duce nu știu unde. Și Tatăl să renunță la statutul lui. Nu, el stă acolo nemișcat. Dar soarele stă acolo unde trebuie. Florile care merg să deschid după soare, primesc lumina, fac fotosinteza, fac ce rodesc. Cine nu, nu. Vedeți? Adică este foarte important. Adică noi să căutăm această poziție a Tatălui de a sta drept și în același timp de a fi îngăduitori, iubitori și cu cei care pleacă și cu cei drept. Adică pe cei care sunt drept, corect, cinstit, să nu-i lăudăm, că noi atât de multe ori cădem în greșeală în viața practică. Copiii care învață bine, cinstit, îi apreciem că să adună o mândrie și un orgoliu în ei, exact ca și la fiul din casă. Păi ei sunt corect, cinstiți, învață bine, fac toate. Și prin aceasta să golesc de har, să pierd sufletește. Și cei care pleacă, trăim o dramă că au plecat și de multe ori, că au plecat și au cheltuit bani și au droguri și nu știu ce fac. Ei, aici să știm să avem dragoste, să-i primim, pentru că păcatele acestea, mai ales besia, drogurile, desfrânarea, sunt păcate, să știți, care nici nu, ca o fracțiune în secundă trec, toate păcatele pământ în față de Dumnezeu, trec, tot ce este, adică nu, dacă omul se întoarce, nu valorează nimic în fața lui Dumnezeu, el foarte repede se întoarce. De ce? Deci când îți pleacă un copil, nu se zica părintele cel bun, pleacă, atâta să-i spui, dragul meu, pleci, ești liber, nu poți să pleci, ai toată libertatea, toată iubirea mea, dar să știi că la mine, și dacă vii la 3 noaptea, dacă vii la 4, dimineața și la 12 noaptea, oricând ești bine vestit. Poarta ți-e deschisă și o să vii să retrăiești starea ta, statutul tău de fiu, ca și cum l-ai trăit până acum. Fără nicio supărare. Iar pe cei din casă care sunt cu minți, tot timpul să avem grijă, să nu cădem în prostia aceasta de a-i lăuda și a-i aprecia și șchezi merenia prin aceasta și devin acri. Nu, e mult mai periculos. Lăudându-l pe un copil care învață bine, așa îl faci, deci pierde harul Duhului Sfânt. El să crede corect, cinstit, și nu mai are capacitatea de a iubi pe cel de căzut. Să vedem tot timpul lucrul acesta. Să-l înțelegem, trebuie să găsim metode și la cei care sunt drepți, cinstit, să le deschidem inima ca să-i poată înțelege pe cei care sunt căzuți. Iată, vedeți ce icoane și ce tablouri ne pune Dumnezeu în față.
și ce moduri de învățătură. Să dea Dumnezeu ca de pe ambele căi, că toți suntem și ca fiul din casă și ca fiul pierdut, să fim toți ca și Tatăl Ceresc, slăvit cu Fiul și cu Duhul Sfânt în veci. Amin.